rushing to the end. All things are burning up in flames. We're going under. Bang bang like thunder. Bang bang like thunder. Astăzi vreau să mă machiez împreună cu voi și vreau să ne jucăm cu câteva produse care sunt relativ noi în colecția mea. Produse cu care ori nu m-am jucat deloc, ori pe care le-am folosit, dar voi nu ați apucat să le vedeți în niciun clip. Așa că asta o să facem astăzi. Ce, micuț? Micuț, tocmai mă ceartă că am început să vorbesc și am trezit-o. Bun, nu o să mai zăbovesc și o să trecem la treabă și o să vă arăt pe parcurs exact despre ce produse este vorba. Eu pe față am doar cremă hidratantă și mă gândeam să n-aplic primer și să folosesc acest produs de la MAC, Prep and Prime, Fix Plus, cu aromă de lavandă, după asta mă uitam. El e și poate fi folosit evident și la începutul machiajului, dar și la final. Și o să-l aplic pe el. Bă, nu-mi place deloc mirosul de lavandă, dar Fix Plus e hidratant și văd că m-a cam... Vedeți, nu știu, se vede, se văd picături așa pe față. Îmi vine să-l iau și să-l întind, dar nu știu dacă e o idee bună neapărat. Hai că o să fac asta un pic, că mă stresează să văd punctulețele astea. Tenul meu nu arată foarte bine. E posibil să fie și din cauza perioadei zbuciumate prin care am trecut și din cauza faptului că n-am prea avut grijă de tenul meu în ultimul timp. Abia de când am reușit să-mi așez casa, am început să am din nou grijă de tenul meu și cumva chestia asta cred că se vede. Dar sper să nu influențeze neapărat foarte tare rezultatul. Bun, vreau să testăm azi un fond de ten nou. Este vorba despre Water Tone de la Make Up For Ever, un fond de ten pe care eu nu l-am testat până acum. Am această cărticică în care am câteva mostre, câteva nuanțe și încerc să-mi dau seama care mi s-ar potrivi. Cred că undeva între astea două sunt eu. Aici scrie că e un fond de ten în care se blenduiește armonios pe față și lasă tenul să respire, spune că are un finish natural, nu se transferă și se așează foarte frumos. Hai să vedem. Avem aici nuanțele. Eu am Y245, care ăsta, sper să nu fie prea deschis. Mă rog, cred că o să desfac prima dată prima nuanță aia de sus și dacă e prea deschisă, am rupt chestia asta. Asta e situația, o să o combin. Nu, dar nu cred că o să fie neapărat prea deschisă. Pare că are și sub ton galben, ceea ce e bine. Ia să vedem noi. Oh, ce straniu. E... miroase frumos. E foarte ciudată consistența chestii astea, nu știu cum să vă explic. Nu dacă o să am cum să vă arăt. S-a făcut așa, un pic gelatin aici, în interior. Wow, pare că are acoperire foarte mică. Și vedeți, nu știu cum să vă spun, pe mâna mea parcă are așa o textură cumva. Hai că vedem. Wow, acoperirea cred că o să fie foarte, foarte mică. Da, Water Tone. Nu știu de ce, nu mă așteptam la asta neapărat. Wow. Ok. Hai că vedem. Îmi vine să aplic mult văzându-l așa de transparent. Bun, și o să-l întind cu acest burețel. E un burețel pe care l-am din Demeș, care îmi place foarte tare. Dacă am ce să întind. Doamne, da, unde ești? Da, cred că o să aplic toată mostra asta. Pensulă. Eu s-au efectiv tot de aici. Și o să aplic pe față. Ia să vedem. Pac. Bun. Nu cred că am folosit niciodată un fundeten de la Make Up For Ever. Știu că au ei unul care e foarte, foarte popular. Stai să-mi amintesc cum se numește. Make Up For Ever HD. Nu am folosit niciodată, am avut pudra. Dar fond de ten, nu. Bun, acoperirea este foarte mică. Nuanța este bună pentru mine și chiar dacă nu era neapărat extrem de bună,
Oricum, având în vedere cât de mică e acoperirea, nici nu conta foarte tare că nu e un matching absolut perfect. Am, să știți, nasul foarte uscat și sunt foarte curioasă cum o să se așeze pe acea zonă. Cam gata. Eu zic că l-am așezat. Da, ce să zic, deocamdată tenul e... Adică e drăguț, dar e... acoperirea e spre zero. Nu sunt foarte mulțumită de chestia asta. Eu chiar dacă n-am probleme pe ten, asta nu înseamnă că îmi doresc ca un produs, ca produsul pe care îl aplic pe toată fața să nu se vadă sau să aibă acoperire spre zero. Adică totuși îmi doresc și eu puțină acoperire, o chestie acolo, o treabă. Văd că pe aici mi-a lăsat niște pete, unde l-am aplicat eu prima dată. Da, ce să zic, mi se pare că a făcut aproape nimic. Adică nu știu dacă se poate vedea, dar pare că n-am aplicat nimic pe față. Lucru care poate să fie bun sau rău, depinde. Sună așa bine cumva, că pare că n-am aplicat nimic pe față, like, oh my god. Dar în același timp, dacă asta e senzația, de ce mai îmi aplic ceva? Știți ce zic? Adică vreau să-mi uniformizeze culoarea, că problema pentru asta e fondul de ten. Și pe nas, cel puțin, am 15.000 de culori. Da, nu. Nu sunt mulțumită. Acum îmi aplic pe ploape un anticearcăn pe post de bază și folosesc NYX Can't Stop, Won't Stop, ca să-mi uniformizeze nuanța și să fie o bază pentru farduri, pentru că vreau să ne jucăm cu niște palete pe care eu nu le-am mai folosit până acum și nu știu cum se vor comporta fardurile, așa că prefer să-mi iau această măsură de precauție și să nu mă trebuiesc cu fard picat pe toată fața. Bun, bun, bun. Paletele pe care le voi folosi azi sunt acestea de la NYX. Le știți, cred că, de la Nico, mi l-a dat mie. Este vorba despre NYX Metal, pe asta cred că vă arătam invers, și NYX Earth. Cam așa arată ele. Și mi-a atras atenția super tare. Asta are astfel de nuanțe, foarte drăguțe. Deja am pus ochii pe un verde și pe un maro și cu siguranță le voi integra în machiaj. Iar aceasta, pregătiți-vă, este absolut superbă. Deci este superbă. M-am mai devreme cu fardurile și sunt... sunt foarte frumoase. Voi începe prin a fixa, o să fixez, nu o să fixez toată pleapa, o să fixez arcada, dar nu știu dacă am cu ce. Asta e un piersic. Da, cred că o să pun un pic de pudră mai întâi, ca să mă asigur eu că o să se estompeze bine fardurile. Dar v-am zis, o să pun doar pe arcadă, gen aici în pliu și spre arcadă, ca să fiu sigură că nu am probleme la blenduire. Bun, și voi începe prin a aplica acest maro de aici. Nu știu dacă îl vedeți, ăsta de aici. Este un maro mediu. Văd că lasă un pic de praf fardurile astea. Și o să aplic maroul în pliu. Nu știu încă exact ce machiaj voi face. Dar construim, nu-i problemă. Dacă o să-mi iasă un machiaj mai intens, nu știu cât de bine o să arate cu fața asta foarte puțin acoperită. Nu cred că extrem de bine. E foarte destul de pigmentat. Lasă un pic pete, mi se pare. Poate nici pentru asta nu e potrivită, pentru că e destul de mică. O să iau un pic din fardul ăla piersiciu din paletă și o să vin pe deasupra să estompez și să difuzez. Da, care-i sinonim că estompez un pic fardul. Nu o să-mi pese neapărat de zona asta, pentru că oricum o să vin să curăț cu anticearcăn. Nu sunt tot nebunită deocamdată după consistența fardurilor. O să iau o pensulă mai mică și o să vin cu acest maro de aici, care pare un maro foarte cald așa și cremos cumva. Și o să-l aplic aici, pe pleoapă, unde țineți minte că n-am fixat anticearcăn, așa că ar trebui să se lipească foarte bine și totuși se pare că nu o prea face. Ah, uite, acum că n-am scuturat pensula, s-a lipit mai bine fardul. Bine, acum vin și îl difuzez un pic.
rău. Cred că dacă alegeam eu pensulele un pic mai bine, era mai ok partea de estompare, dar combinația de culori îmi place, adică aș vedea să-mi aplic aceste două nuanțe zi de zi. Eu în ultimul timp merg foarte mult pe marouri. Și marourile astea două sunt drăguțe. Deși uite, dacă te uiți acum, pare că mi-am pus două culori pe pleoapă. Nu știu ce să zic. Mai departe, vreau să aplic verdele ăsta frumos. E un verde așa pădure. Acesta. Mi-e greu să vă arăt fardurile. Acesta. O să le iau cu cealaltă parte a pensulei. Cu cealaltă parte a pensulei. Prăfos și ăsta. Și o să-l aplic pe centru. Păi ia să nu scutui eu pensula să vedem dacă se aplică mai bine. O, da! Wow! Ce verde frumos! Param, param! Ia uitați ce e aici! Oh, nu trebuia să o scutur. O scutur doar un pic. Da. Ca să se aplice frumos clar. E mai bine să nu scuturi fardurile, dar o să plice pe față, așa că e mai bine să faci mai întâi machiajul ochilor. Oricum așa e în cazul fardurilor din astea mai închise. Orice paletă ar fi, cea pe care o alegeți, oricum e în momentul în care știți că veți folosi farduri închise, cred că ați observat și voi că e cel mai înțelept să-ți faci mai întâi machiajul ochilor, pentru că după aia e mai greu să corectezi. Sau să faci ca mine, să aplici fondul de ten și după aia curezi doar zona asta și continui cu anticearcă, nu? Oh, ce drăguț! Mi-am pregătit și un ruj destul de puternic, o să fie foarte interesant. Combinația o să fie bine rău. Așa, acum cred că ce o să fac, o să mai intensific maroul din colțul exterior. Și mai vin și cu verde, maro verde, maro verde, tot o să fac această îmbinare de farduri. Pe care vin și estompez. Ce fel e când n-am așa grijă deloc și mizerie peste tot? Foarte strană. Mi se pare că cu genul ăsta de verde n-ai cum foarte tare să dai greș. Adică, cred că indiferent de culoarea ochilor și de tipul de smoky pe care îl faci, dacă amesteci un maro cu un verde din ăsta, rău n-are cum să iasă. Mi se pare că arată bine pe ochii căprui, foarte bine arată. Cred că și pe ochii albaștri și pe ochii verzi probabil că arată bine. Am zis să vă dau un pic mai aproape cât mai lucrăm la ochi, după care vă îndepărtez din nou cadrul. Ok, acum vreau să aplic și ceva din paleta aceasta. Și mai întâi voi lua... stați unde era, unde era... voi lua puțin spray de fixare și o să ud această pensulă. Pac. Bun, e o pensulă mică de detaliu. Și voi lua din această paletă acest far de aici. Mi-a luat un pic să mă gândesc ce fard să aplic. Sunt curioasă cum o să se aplice cu pensula. Prost. Se aplică prost. El e superb. E un fard super cremos și... Ia uitați-l. Și așa un fel de piersiciu și mi se pare că merge bine cu acest verde. Arată deocamdată dezastruos, dar promit că o să prindă sens la un moment dat. Sperăm că până când se încheie acest videoclip, nu? Ar fi drăguț. Mi-am adus aici o dischetă de machiantă cu care să mă șterg sub ochi. Absolut nicio diferență la acoperire. Ok, deocamdată gata cu ochii. Acum continuăm cu fața, dacă tot am curățat. Hai să aplicăm și niște anticear, că nu o să folosesc același produs de la NYX, care nu l-am folosit foarte des ca și anticearcăn,
Pentru că știți că am combinația mea preferată pe care o folosesc tot timpul. Și da, poate pare că am aplicat foarte mult și da, poate chiar am aplicat foarte mult, dar asta simt să fac. Pentru că, în general, atunci când folosești farduri închise la ochi, dacă nu acoperi cum trebuie zona de sub ochi, nu arată foarte bine. Acum, nu știu cum va arăta în combinație cu acoperirea mică de pe față, dar o să vin cu anticear, că nu știu, o să cresc acoperirea în centrul feței, acolo unde contează. Și acum lucrez la direcția machiajului, corectez cu ajutorul anticearcului și mă duc în sus. Ok. Parcă îmi place acest anticearcăr. Nu cred că v-am zis nuanța, așa? Nuanța mea este vanila. Asta e nuanța pe care o am eu. Hei, sper că îmi pui focus totuși. M-am tot jucat cu setările camerei și acum mie să nu mă saboteze. O să vin și pe nas și pe frunte și practic am compensat acoperirea mică pe care o are fondul de ten, pe care, by the way, eu una nu-l recomand. Deci dacă vreți o acoperire din asta așa mică, mai bine luați-vă un BB cream, un CC cream, care o să arate și mai luminos și mai bine, că nici la capul luminos nu mi se pare că a făcut vreo treabă extraordinară. Acum voi seta pe jur anticearcă, nu? Folosesc pudra de la Maybelline. Vine un pic și pe nas, totuși, ia. Cred că e o idee bună. Da, nu știu cât de bine arată nasul, fiindcă e super uscat, deci... Bun, și acum o să lăsăm un pic zona ochilor deoparte și continuăm cu restul feței. Am aici o pensulică. Ea cred că este din genul ăsta de set, am senzația. Sau vine cu... Vedeți? Pac! Vine cu hula, am senzația. Nu știu cu ce vine, dar am de gând să încerc să o folosesc cu conturul meu. O să folosesc paleta asta de la Catrice, contur, 3 steps, contur bronze and highlight. Și o să vin cu această nuanță, care e așa mai gri, și cu pensula. Ok. Și să vedem dacă face o treabă mai bună decât pensulele mele. Cu siguranță și-a făcut treaba mai repede. Mi-e un pic teamă de ea pentru că e tăiată drept. Vedeți? Și mă gândeam să nu facă pete sau ceva din cauza asta. Deocamdată nu pare, dar o să mă uit mai atent. Că oglinda asta are un pic de fard pe ea și nu-mi dau seama. Vedeți? Face o linie destul de dreaptă. Eu am avut genul ăsta de pensulă și am folosit-o ani de zile. Era de la Avon. Era un pic mai mare, dar tot așa dreaptă și doar cu ea îmi făceam conturul, până când într-o zi mi-am zis cred că o să renunț la ea și am renunțat. Acum o să vin cu o pensulă un pic mai mare și o să aplic acest bronzer, care e destul de portocaliu și mereu mi-e teamă când îl folosesc, dar am început să-l mai folosesc și pe el pentru că săracul stătea mereu degeaba și ignorat. E mai cald. Și o să vin cu pensula aceasta și o să tapotez așa deasupra conturului și mă duc și spre frunte. Pentru pleapa de jos am luat acel verde și o să pornesc de aici din... Vedeți? Din direcția pe care mi-am stabilit-o, m-am dus prea jos. Trebuie să mai iau o pensulă mai mică și mai puțin fluffy. Fardul scuturat clar nu mai are aceeași intensitate, dar nu mai pot să risc acum pentru că deja am lucrat zona de jos. Ok, m-am dus un pic prea jos. Îmi imaginam mai restrâns un pic acest smoky. Ne
ies cu direcția. Și cred că o să cobor cu sclipiciul ăsta și în partea de jos. Să vedem cum fac asta. O să încerc cu pensula. S-a fărâmițat de tot fardul ăsta când l-am luat. Să ud pensula. Spac. Ud încă un pic. Ah, ăsta e al doilea șpriet de fixare pe care îl vom testa astăzi. Pe ăsta o să îl aplic la final, vi-l arăt de pe acum. E de la Makeup Revolution și miroase a cocos. Cocos și vanilie. Miroase foarte frumos. E cam parfumat totuși. Sper să nu fie probleme. Ei zic aici să închizi bine ochii în momentul în care îl aplici, să ai grijă. Și eu mi-am mutat pensula și aplic lângă ochi. Inteligent, nu? Da. Sunt un pic dezamăgit, ar merge și mai intensă treaba asta. O să încerc să iau cu degetul mic, dar e cam complicat. S-a aplicat ceva? Mi-a căzut și pe jos fard. Ah, panică, pensula! Tu ești. Bun. Vreau să mai stompez un pic aici sus. Mereu mi se pare că după ce fac și fața, cumva îmi dau seama ce ar mai trebui făcut la machiajul ochilor, dar sunt destul de mulțumită până la urmă. Văd câteva pete. Probabil sunt și din vina mea. Dar nu mi se pare nimic dramatic. Mă rog, machiajul în sine e dramatic, ceea ce e bine, că așa mi l-am și dorit. Dar știți la ce mă refer. Acum o să-mi întorc genele. Vreau să aplic tuș. Nu știu exact cum o să-l aplic. Cred că dacă... Adică mi-e teamă să nu exagerez un pic, să fie prea de tot. Cred că o să fac truc pe care îl fac eu în momentul în care machiajul este deja foarte intens. Vreau totuși să-mi conturez ochii, dar nu vreau să fie prea mult. O să folosesc tușul acesta de la Catrice, care este waterproof. Și o să fac o treabă. Hai să vă arăt. Pur și simplu vin aici în colțul interior. Și sus și jos. Stați un pic să schimb oglinda. Și vedeți, practic am conturat ochiul și acum lucrez un pic la cum vreau să arate colțul interior. Mie îmi place să-l alungesc. Dacă aveți ochii foarte apropiați, nu faceți chestia asta. Și cred că se poate observa care e diferența. Se vede, nu? Și fac același lucru și în această parte. Cam asta cu tușul, vedeți că nu ne-am complicat prea tare. Acum vreau să aplic un rimel pe care l-am primit de la o prietenă, prietena mea care îmi dă rimeluri. Este vorba despre rimelul de la Fenty Beauty. Acesta este, pe care l-am folosit deja de câteva ori și cu care am așa o relație foarte bizară, adică sunt zile în care mi se pare că îmi dă un efect care îmi place, care e ok. Frate, dar în unele zile, oricât lucrez cu el, obțin un efect atât de banal, atât de plictisitor, încât rimelul de la Catrice să-l bate la fundul gol. Hai să vedem astăzi ce fel de zi va fi. O să-l aplic în două straturi. Cam așa arată pensula, by the way. Cred că v-ați prins că asta e varianta mini. Asta este. Vedeți, așa e mai plată, așa e mai voluminoasă cumva. Probabil că încarci genele cu partea asta și cu cealaltă separi. Gen așa. Vin și cu al doilea strat acum. Nu știu voi cât de bine o să vedeți toată chestia asta, având în vedere că machiajul e destul de închis la culoare. Azi dă un efect ok. Pot să vă zic din start că nu alungește. Adică nu...
Nu mi se pare că alungește foarte tare genele. Le încarc așa puțin, dar nu e wow efectul. Eu rămân oricum la părerea mea că pe rimel nu e nevoie să dai foarte mulți bani. Când găsești rimeluri atât de faine la Catrice, de exemplu, cu 15-20 de lei. Și se aplică acum și jos. De rezistat rezistă, să știți, n-am avut probleme. Adică, ba da, am probleme, în sensul că se întinde așa cum se mai întinde orice rimel. Cred că e de la mască. Știți că mi-ați povestit și voi prin comentarii că și vouă vi se transferă rimelul aici pentru că porți mască și aerul cald se duce în sus și e cumva inevitabil. Da, pe genele de jos mi se pare că face treabă foarte bună. Cam asta cu ochii. Acum vreau să-mi conturez un pic de tot nasul. Am uitat de el. Stați așa. Imediat facem treaba asta. O fac și ca să subțiesc, dar și ca să întregesc machiajul, pentru că nasul e prea alb în comparație cu restul feței, care am bronzat-o destul de tare. Ok. Cum vin cu burețelul deasupra, ca să nu fie too much. Bun. Hai să facem și sprâncenele. De fapt, nu. Hai să aplic iluminator. Ce iluminator s-ar potrivi oare cu acest machiaj? Cred că cel auriu. Nu mi-a scos iluminator pentru că nu știam exact în ce direcție o să ducă machiajul și am zis lasă că văd eu la final și mă adaptez. Folosesc Catrice Ultimate Platinum Glaze. Catrice era asta sau Essence? Cred că Catrice. Și o să-l aplic pe față cu pensula asta mai mare. Și apoi iau și o pensulă mai mică să completez în rest. Îl duc și în sprânceană, că de asta am vrut să-mi aplic mai întâi iluminator și după aia produsul de sprâncene, că mă duc și în sprânceană. Și atunci când am fac sprâncene înainte să aplic iluminator, sunt gen final! Am uitat complet! Ce frumos ești, Doamne! Ador acest iluminator, e superb. Pensulă mai mică, pac, luăm iluminator și îl aplicăm deasupra buzei aici, mai concentrat un pic. În colțul interior, deși nu e neapărat nevoie. Ok? Pe centrul nasului, ca să facem conturul nasului până la capăt. Și cam atât, că pe arcada am aplicat destul de bine. Așa, apoi sprâncenele voi face cu produsul pe care îl știți, Maybelline Brow Precise Fiber Filler, nuanța Dark Blonde. Să vedeți acum ce o să se întregească look-ul. Eram foarte stresată că nu îmi găseam penseta aia mea bună. Eu am vreo 3 pensete în casă și una, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, am făcut eu la un moment dat o prostie și s-a stricat și practic ți-a 2 săptămâni să smulgi un fir de păr. Mai am una mică pe care am primit-o într-un calendar advent de la Essence și o țineam inițial în poșetă, după aia am pus-o în sertar aici la birou și am încercat să o folosesc de vreo 2 ori, dar Doamne, smulge atât de prost, e incredibil. Și m-am chinuit practic ieri să mă pensez cu astea două, iar astăzi când mi-am căutat cercei ăștia cu pisică, am văzut că penseta mea era pusă de mine acolo. Foarte bună idee am avut, că o chestie de genul pensetă nu știu, se pierde foarte ușor. Se pare că m-am gândit bine să o pun acolo, dar am uitat complet și astăzi mi-am luat așa și restul firelor de păr pe care n-am reușit să le apuc cu celelalte pensete triste, rău. Am aici un blush. Eu nu prea aplic blush în general, dar ăsta e drăguțel. Este de la Pupa Like a Doll. Blush Colto? Luminous Effect. Hai să vi-l arăt. Nu știu cum să vă arăt, vedeți bucătăria, nu? Hello? Așa, și asta este nuanța. E un piersiciu
E destul de luminos așa blush-ul ăsta și să știți că e destul de intens. Are un scripiș destul de mare, în schimb nu știu ce părere am. Cred că la vară, când te-am îmbrunzat, o să arate mai bine. O să-l iau cam așa. A, și e genul ăsta baked, adică e un pic în sus. Îl iau, îl aplic pe mână, mai e un pic, mai pun pe mână. Și arată bine, zic eu, pentru că mai bronzățel, dar și eu sunt destul de bronzată. Fruntea mea e cam portocalie, nu-i așa? Am exagerat un pic. Oricum, e clar machiaj de seară. Ce-am făcut eu aici. Mă duc un pic și deasupra iluminatorului ca să mai iau din intensitate. Iar la capitolul buze, am aici pregătite două produse. Și anume acest ruj XX Taxman, care e o culoare foarte nebună, pe care îl voi aplica ca să vedem cum e, dar nu cred că o să rămân cu el. Și mai am și acest produs care este un balsam de buze cu o nuanță foarte drăguță, pe care nu l-am testat pe buze până acum. Și o să-mi condurez repede buzele ca să aplicăm rujul ăla roșu sau ce culoare este el. Ok. Hai să vedem cum e produsul. Oh, e un roșu destul de aprins. Hei, dar care... Îngrosea prăjituri. Se potrivește cu cămașa asta, voiam să zic. Mi-am aplicat rujul și cardul meu s-a umplut, așa că trebuie să fac o mică pauză, să descarc fișierele de pe card, să le pun în laptop. Și chestia asta i-a dat prilejul rujului să se usuce. Și e foarte interesant rujul, o să mă apropii ca să-l vedeți. De fapt, o să apropii ăsta. Ia uitați-l. Vedeți? El are un aspect așa mat, foarte catifelat. Cred că se vede. E un pic lipicios. Culoarea e foarte drăguță. Hai să vă arăt și restul machiajului, dacă toți suntem atât de aproape. Cam așa. Dar despre ruj era vorba. Da, deci e un ruj foarte, foarte, foarte catifelat. Stați un pic că e mai complicat să setez din poziția asta. Bun. Mi se pare că arată drăguț. Da, e posibil să fiu un pic prea mult, dar sincer să fiu. Cam așa. Bronzul pe care mi l-am făcut, fruntea mea cea portocalie, rujul, machiajul, eu mă duc cu gândul la o petrecere vara. Și mi se pare că cumva merge mixul ăsta, chiar dacă sunt și ochii accentuați și buzele. Oricum, regula aia că trebuie să alegi între ele două e probabil un pic învechită, având în vedere trendurile din ultimul timp. Așa că cred că o să rămân cu buzele așa și produsul acesta îl vom testa noi altă dată. Cred că da, cred că o să rămân cu buzele așa, pentru că am zis, mă simt că e vară, că e cald, că beau un cocktail, că sunt la o petrecere și cumva merge, mi se pare că merge. Rujul ăsta foarte bine merge cu cămașa, nu știu cum, am luat-o fără să mă gândesc neapărat ce ruj voi purta, dar s-a nimerit foarte bine. Acesta a fost clipul meu de astăzi, acestea au fost produsele pe care le-am testat azi împreună cu voi. Băi, am o părere relativ ok despre palete, nu mi se par extraordinare. Adică, nu știu care e faza, eu despre paletele de la NYX am avut mereu o părere foarte bună, dar în momentul în care încep să testez câte una, câte una, în momentul în care le folosesc, nu știu, I'm not crazy about them, adică nu știu. Adică, astea metalice sunt superbe când le pui pe mână, dar când le pui pe ochi, mi se pare că încep să-și piardă din intensitate, poate e greșeala mea, poate ar trebui să folosesc și un pigment, un primer din ăsta pentru pigmenți. Da, poate era o idee bună și cumva scoteam în evidență mai bine sclipirea acestor farduri, iar în ceea ce privește această paletă, mi se pare că e destul de drăguță. Da, sunt ok fardurile, o să mă mai joc cu siguranță cu ea, dar, din nou, nu e wow.
fondul de ten nu-mi place, mi se pare că are acoperire prea mică pentru gusturile mele. Hai să aplic și spray din asta de fixare, deși sincer am emoții cu el, pentru că sunt dată și cu tuș și cu rimel și posibil să-mi strice tot machiajul, dar măcar voi l-ați văzut. Asta este. Fixing spray. Da, asta e chestia, că nu scrie dacă o să dea un efect mat sau unul sidefat sau unul luminos, dacă are sclipici, nu are sclipici, nu pare că are sclipici. Vom afla. Ok. Miroase frumos. Cu siguranță are și spray-ul mult mai bun decât Fix Plus-ul. Asta pot să vă zic clar că s-a simțit mult mai fin. Deși, uite, văd niște urme de picături, era zic de lacrimi. Hai să vedem dacă schimbă cumva efectul. Sunt foarte curioasă cum o să reziste acest ruj. Chiar sunt. Ba, iluminatorul ăsta este... Deci n-ai cum, e superb. Cred că și iluminatorul mă duce cu gândul la vară. Bun, pare că s-a uscat pe față. Da, nu văd absolut nicio diferență. Nu știu voi. Oricum, efect de pudră n-aveam neapărat. Simt că mă ține un pic fața când fac așa. Da, nu mi se pare că a făcut mare lucru. Nu văd nicio diferență. Mă bucur, în schimb, că nu mi-a întins rimelul și tușul. Asta e foarte bine. Da, bun. Cam astea au fost produsele pe care vreau să le testez. V-am zis părerea pe parcurs când m-am machiat. Sper că vă place look-ul final. Chiar sunt curioasă ce părere aveți voi despre combinația asta de ruj puternic cu ochi puternici, dacă vi se pare prea mult, dacă voi purtați așa sau dacă din contră ziceți că sunt nebună cu acest machiaj, că e mult, mult, mult prea mult. Mie îmi place ce a ieșit, îmi place verdele ăsta și dacă vi se pare prea mult verde la ochi, mi s-ar părea o idee bună să lași verde doar aici și sus să faci un smoky maro simplu. Cred că e o alternativă super ok și așa. Gata, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Mi-a făcut plăcere ca de fiecare dată să mă machiez pe cameră cu voi. Mereu când fac astfel de clipuri îmi zic că vreau să le fac mai des, după care uit, mă iau cu alte clipuri și trec săptămâni în care eu nu mă machiez deloc pe cameră. O să încerc să remediez chestia asta. Gata, vă pup, vă las, vă mulțumesc că v-ați uitat la clip. Pa, pa!